Deocamdată, firma Polaris ridică în continuare deșeurile menajere de la containerele din cartierele municipiului și este nevoită să dea în judecată asociațiile pentru a-și recupera banii. Cea mai mare datorie o are asociația numărul 133 din zona Oltețului, în valoare de 850 de milioane de lei vechi, și cea mai veche este din anul 2009, la asociația numărul 121. Luis Popa, directorul Polaris, a precizat că au de suferit locatarii care sunt cu plata la zi și care trebuie să plătească penalizări. Ridicăm gunoiul în continuare. Până acum nu am asistat de niciun de ridicarea gunoiului. Îi dăm în judecată. La debitul acumulat se pun penalizări și acele penalizări sunt plătite de oameni. Oamenii trebuie să se gândească că penalizările sunt destul de mari și nu trebuie să plătească pe lângă debit și această sumă. Pe de altă parte, cei care sunt cu plata la zi la asociație ar trebui să se ducă la administrator sau peste cei care nu plătesc să-i spună: domnule, mie nu convine să plătesc penalizări din cauza dumneatale. Sunt însă și zone unde plățile către firma de salubritate sunt la zi. Luis Popa a precizat care sunt acestea. Care sunt zonele cele mai conștiincioase? Putem spune de zona 1 mai vest, avem zona centrală, mai sunt blocuri din zona Plopilor. Deci, în mare parte, în multe zone din oraș sunt zone conștiincioase. Dar, pe de altă parte, sunt și aceste asociații care, efectiv, ne sfidează sau pur și simplu îi sfidează pe cei care îi reprezintă.